Da, bună ziua, sunt Ștefan Edveș, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Drumurile noastre. Planul Național de Redresare și Reziliență, un fel de shopping list pentru băieții din jurul guvernului Florin Câțu. Vorbim despre un program cu impact național. Peste 1200 de pagini. Pe primele foi, ministrul fondurilor europene Cristian Ghinea, precum un mare comentator sportiv, și-a așternut ideile despre ce înseamnă salvarea și dezvoltarea României. Din păcate, planul nu este credibil, o poveste fantasmagorică. Stăm cu berea în mână și ne imaginăm cum se vor inaugura în următorii 5 ani peste 800 de kilometri de autostradă, exact când s-a construit în 30 de ani. Acum există 380 de kilometri de autostradă în construcție, la care se adaugă 434 de kilometri construiți prin PNRR. Astfel, A7 Ploiești Pașcani, din A8 este Târgu Mureș Miercurea Mirajului și Leghin Pașcani. Din A1 avem zona aceea, marginea Holdea, din A3 Nădășelul Poarta Sălajului. Noi la autostrăzi ce se finanțează din muntele de bani de 29 de miliarde de euro. După acest PNRR, sper să nu dorm la volan până la Blaj. Am rezolvat problema autostrăzilor. Chiar dacă România a reușit să construiască 6,9 km de linii de metrou în 10 ani, linia M5 Răilor Drumul Tabere, proiect în lucru și astăzi, până în august 2026, peste 5 ani, trebuie să construim încă 12,6 km de linii de metrou. Premierul Câțu, declarații. Vorbim aici de preoți, medici, polițistul chiar din zonă. E vorba de toată lumea să se implice pentru orice campanie de vaccinare cât mai aproape de oameni. Am încredere că vor veni cu soluții noi, inovatoare, care să îi convingă pe oameni că este singura soluție vaccinarea, să ne întoarcem la normalitate, să putem să avem viața dinainte de pandemie. O să iau câteva întrebări aici și apoi ne vedem la Consiliul Județean pentru mai multe întrebări. Dacă... au dreptul la viață și au acces. Au acces. Dumneavoastră ne garantați îmbolnăvirea dacă spuneți că e singura soluție de vaccinare. Nu fac o zonoterapie, domnule ministru. Nu știu de ce nu spuneți în spitale. Eu plătesc 320 de lei lunar de aceste proceduri. Mă protejez. M-am întâlnit cu polițieni care nu aveau mască și nu au ajuns în spital. Eu m-am protejat, fac tratament și sunt pus la zi. Nu primesc nici adeverință deci de la medic că n-am voie să mă vaccinez, dar în schimb n-am dreptul. Se simt ca mine mult în țara asta. Aici discuția, n-am sentit o discuție tehnică despre cine se poate vaccina, cine nu se poate vaccina. Sunt foarte multe persoane bolnave cronici și au fost printre cei care au fost la început. Știți foarte bine, campania a început cu personalul medical, apoi au fost persoane peste 65 de ani și bolnavi cronici. În acest moment, persoane cu boli cronice se pot vaccina chiar și în spital. Ceea ce spun eu este foarte clar. Dacă vrem să revenim la normalitate, să trecem peste această perioadă de pandemie, trebuie să vaccinăm, pentru că doar așa putem să reducem riscul de infectare. Pentru celelalte, bineînțeles că avem spitale, avem profesioniști, întotdeauna urmați sfatul medicului când este vorba despre soluție. Dacă mai sunt și alte întrebări? Nu, acolo sunt măsuri care erau directe, noi ne uităm și la garanții. Eu când am spus de 3, peste 3% și vă uitați, dacă vă uitați, este și analiza celor de la Fondul Monetar, ne uităm și la garanții ca măsuri de susținere a economiei. Iar România a avut soluția, aveam două soluții atunci, ajutoare de stat sau garanții. Am ales să dăm mai multe garanții și vedeți că a fost soluția câștigătoare. România are creșterea cea mai mare din Europeană două trimestre la rând, iar un studiu pe care l-a făcut Deloitte, cred că l-a prezentat ieri sau alaltăieri, arată că România este între 5 țări în lume care au avut creștere economică în pandemie. Deci a fost o măsură bună, cea pe care am luat-o noi, și a ajutat și companiile, că altfel nu aveam creștere economică dacă era o măsură proastă. Vă mulțumesc, ne vedem la Consiliul Județean. Vă mulțumesc. Premierul Florin Câțu, declarații privind tot ceea ce înseamnă vaccinare în moment în România. Revin la emisiunile noastre.
linia de metrou M4, adică cei 5 km de linie de metrou, Gara de Nord, fosta gara Filareta. Adică această linie de metrou trebuie să urce dealul Filaret. Astăzi avem studiul de fezabilitate aprobat fără acord de mediu. Mai exact, trebuie să ajungem dincolo de Casa Poporului cu noua linie de metrou. Cel mai devreme, în anul 2023, s-ar putea semna contractul. Rămân 3 ani pentru construcție. Clujul este lozul câștigător. 7,5 km de linie de metrou. La Cluj merge mult mai mult. 310 milioane de lei, costul total al celor 7,5 linii de metrou, costul real este de peste 1,5 miliarde de euro. Nimeni nu spune ce este mai important. Regulamentul european pentru cheltuirea acestor bani spune că la sfârșitul lunii august 2026 lucrările trebuie să fie recepționate, acceptate la plată. Astfel, nu știu ce va face România, în sensul că sunt șanse mari să dăm banii înapoi. Invitații emisiunii de astăzi sunt domnul Paul Dorneanu, directorul Asociației Construim România. Bună ziua, stimate domn! Bună ziua! Domnul Alin Șerbănescu, director editorial Ziarul Puterea.ro. Bună ziua, stimate domn! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Skype cu noi domnul Horațiu Buzatu, fost secretar general adjunct în Ministerul Transporturilor. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Metroul nu este la Craiova, unde sunteți dumneavoastră acum, metroul este la Cluj, din ce știu, domnule Buzatu. Bine, noi stăm foarte prost la Craiova, chiar și din punctul de vedere al transportului pe șine cu tramvaiul, așa că ar fi foarte greu să vorbim despre metrou. Până una alta, sigur, putem să privim mai degrabă cu invidie spre astfel de proiecte. Ce ne-am dorit noi în mod special în perioada imediat următoare ar fi ca măcar tramvaiul să funcționeze fără să ia foc. Pentru că da, exact. Incendierea câte unui tramvai este un eveniment destul de frecvent în Craiova, da. Se întâmplă mai des o dată pe an. Paul Dorneanu, directorul Asociației Construim România. Nu te întreb dacă ai citit PNRR-ul, sunt peste 1200 de pagini, nu cred că ai avut timp. Vreau doar să te întreb ce ai prins din acest PNRR, ce ți se pare bun și ce ți se pare mai puțin bun. În primul rând aș vrea să fac o mică corecție. Nu mai sunt director sau președinte la asociației, încă de anul trecut de când am fost consilierul ministrului Bode. Chiar dacă am rămas în continuare consilierul secretarului de stat Ionel Scrioșteanu, mă ocup de partea de monitorizare, ceea ce am făcut și înainte, a proiectelor de infrastructură. Așa este, PNR-ul este, să-i spunem, o ambiție a statului român de a reuși să facă într-un timp record foarte multe proiecte și dați-mi voie chiar eu să fiu pesimist că o parte din aceste proiecte nu vor ajunge la bun sfârșit până la finele anului 2020. Dăm exemple de 3 proiecte. Păi avem această linie de metrou. Așa. Din păcate avem niște procese tehnologice care fac cam imposibilă terminarea acestora dacă contractul pentru M4 până la gara Filaret se va semna până în 2023. Practic ne mai rămân undeva la 3-4 ani de zile. Experiența ne spune și nu experiența noastră. Noi avem deja, din păcate, o experiență foarte proastă, dar experiența altor țări cu istorie în acest domeniu ne spune că un astfel de proiect nu se poate realiza nici în 3, nici în 4 ani de zile. Minimorum vorbim de un 5 ani de zile, vorbim de partea de execuție, nu vorbim de partea premergătoare. Proiectul numărul 2? Am dubii și cu metrou de la Cluj, de la Cluj, care iarăși avem mi se pare că ambiția primarului, domnul Emil Boc. Noi l-am invitat în emisiune, nu a răspuns. Așa cum am spus și în anii anteriori, tot timpul noi am fost pe principiu mai bine să dăm un termen realist și sigur, de exemplu 7 ani de zile pentru o linie de metrou, cum a fost cea cu drumul Taberei, decât să dăm un termen de 3-4 ani de zile, care e total nerealist. Pentru că întotdeauna vor apărea probleme, mai ales când vorbim de subteran. Proiectul numărul 3? Aici, la proiectul numărul 3, aș pune poate pe calea ferată. Pe calea ferată încă
o părere mai degrabă de nespecialist, pentru că nu este un domeniu pe care îl stăpânesc foarte bine. Încă avem proiecte care mă, să-i spunem așa, tărăgânează. Încă nu avem companii suficient de mature care să aibă o experiență suficient de mare și nici măcar mă refer mai ales la companiile de stat care nu au experiență suficientă pentru implementarea acestor proiecte. Dar aici e o mică rezervă, nu la fel de mare ca la metro. La metro aș putea face un pariu că nu se vor termina până în 2026. Alin Șerbănescu, vom avea 434 de kilometri construiți de la zero prin PNRR, plus cei 380 acum în lucru. Vom avea 810 kilometri, eu nu am glumit, am vorbit foarte serios, 810 kilometri de autostradă în 5 ani, cât s-a construit în 30. Deci eu aș numi planul ăsta nu de restaurare și reziliență, eu l-aș numi de reverie, da, și reziliere. Pentru că îi pare rezultatul unui vis frumos. Și eu am impresia că băieții ăștia de pe la guvern s-au strâns la o cârciumă într-o seară. Și după ce au consumat cota de alcool necesară, au luat șervețelele de pe masă și au început să scrie ce le-a trecut prin cap. Ce citesc eu în planul ăla deja e, cum să zic, de domeniul fantasticului. Noi gândim foarte mult în viitor, adică prin 2850 eventual, apropo de 850 de kilometri de autostradă care se vor face în următorii cât 5 ani? 5 ani, 810 kilometri de autostradă. Aici, aș vrea să te contrazic. Suntem într-o utopie, cu tot respectul, Paul, da. Dar pe bune, știm amândoi, toți trei de fapt știm, că și acum Sibiu, Pitești, loturile 2 și 3 au o situație incertă. Și vorbim acolo de cât? De 40 de kilometri, 50 de kilometri. Nici acum, după ani de zile, după 10 ani de zile de când vorbim de acele loturi, ele n-au intrat în producție, în execuție. Și ca să nu mai spun că de Sibiu, Pitești vorbim din 1938. Deci despre aceste 800 de kilometri. Paul Dorneanu, de ce crezi că vor fi 800 de kilometri de autostradă construiți în următorii 5 ani? Nu cred că nimeni în țara asta poate garanta că vor fi 810 sau 900 750. Sau 700 de kilometri. Dar, cel puțin din punctul meu de vedere și aici, ce am reușit eu să analizez pe partea de infrastructură rutieră, acest plan era inclus proiecte care se pot realiza. Nu proiecte la care avem dubii sau care nici măcar nu au fost începute. Să luăm un exemplu. Autostrada 7, Ploiești, Bacău, Pașcani. Da. Avem peste 400 de kilometri. Exact. Avem un proiect lansat acum în licitație, acum câțiva ani de zile, 3 ani de zile și mai bine, da, semnat contractul. Da, da. Ce pot să vă zic? Că până în urmă cu un an și ceva, până când eu am ajuns să particip la aceste ședințe de progres și să încerc să-mi aduc și eu aportul la ce înseamnă acest proiect A7, care pentru mine este, aș putea spune, un proiect de suflet, el a avansat foarte mult în ultimul an de zile, astfel încât avem un proiect care, pe partea de SF și proiectarea asta, trebuie să înțeleagă oamenii și cu noi cu toții. Pentru că, spre deosebire de alte proiecte unde lansam acum licitația, o semnam peste câteva luni de zile sau peste un an de zile, semnam contractul, începea partea de proiectare, apăreau tot felul de probleme, modificări ale acordului de mediu, expropieri suplimentare. Toate acestea s-au făcut pentru A7, astfel încât, în momentul în care se va semna contractul pentru execuție, constructorul va veni și va executa conform proiectului tehnic de execuție. De detalii tehnice baza, de execuție. Baza PNRR-ului rămâne A7, Ploiești, Bacău-Pașcani. A7 aș putea spune că va fi coloana vertebrală atâta mult pentru dezvoltare, dar și a PNRR-ului. Domnul Horațiu Buzatu, vreau să vă întreb ceva înainte de a completa. Da. Ați auzit de localitatea Leghin? Nu. Ați auzit de localitatea Miercurea Nirajului? De Miercurea Nirajului, da. No, aceste două localități au devenit celebre de două sau trei zile datorită acestei Biblii a guvernului Florin Câțu, pentru că autostrada Pașcani-Leghin, eu am căutat pe internet și pe Wikipedia, am găsit că Leghin e un sat cu câteva case. Îl avem în, pe acum, îl avem pe în planul de hartă a localității.
Din ce știm noi, ne-am interesat, mai sunt câteva case. Deci autostrada se va termina Pașcan-Leghin în câteva case. Adică în Haideți când... să vă mai dau un exemplu. Se vorbește foarte mult despre autostrada Gorj, Turnul Severin, Calafat. Mie mi se pare, sigur, pe cine nu vede geografie, pentru cine nu vede planul de situație, poate să nu fie nicio ciudățenie. Turnul Severin este la vreo 100 de kilometri de Calafat. Doar că n-are niciun fel de logică. În mod normal, trebuie să existe o autostradă care să lege Lupoj, Turnul Severin, Craiova, Pitești. Și asta este deja în lucru în diverse forme. Dar conexiunea cu Cașul Calafat mi se pare foarte aiurea să vină de la Drobeta Severin și nu de la Craiova. Pentru că centrul de interes al regiunii este indiscutabil municipiul Craiova. Dar dacă peste 5 ani Drobeta Turnul Severin devine o localitate mai importantă decât Craiova? Asta nu știu dacă se va întâmpla. Este vorba acolo și de o anumită putere economică care în cazul Craiovei de bine de rău există, în cazul Turnului Severin nu este pe același palier. Dar vreau să mă adaug încă un lucru, mai ales că s-a vorbit despre cei 434 de kilometri de autostradă care vor fi construiți și despre dificultatea de a se ajunge la o astfel de cifră. În planul de reziliență și redresare, din păcate, nu am găsit nicio referire cu privire la implicarea capitalului privat în toată această poveste. Pentru că, în mod normal, oricât de mari și de multe eforturi ar face statul, chiar dacă va exista finanțarea necesară, aceste obiective nu pot fi atinse. Ele, în schimb, ar putea să fie mai lejer atinse dacă, măcar pe anumite tipuri de lucrări, s-ar deschide poarta și la participarea capitalului privat. Și vreau să vă spun că, citind acest mare document de peste 1300 de pagini, am găsit la pagina 233, o zonă dedicată autostrăzilor și drumurilor naționale, referiri foarte clare că tot ce înseamnă întreținere, reparație, administrare, construcție de drumuri și autostrăzi sunt fără concurență, sunt doar în responsabilitatea statului. Ori cred că nu ar fi niciun fel de problemă dacă companiile private ar fi invitate aici și nu la modul doar pentru a construi, ci la modul de a li se permite, la modul de a se renunța la modul pe care statul deține echipa de față. Biblia guvernului Florin Câțu pentru a permite și firmelor private să dețină autostrăzi și reziliență, să le pună în exploatare. Luăm prima pauză de publicitate. Revenim după cu Biblia guvernului Florin Câțu. Anul Național de Redresare și Reziliență. Domnule Paul Dorneanu, PNRR-ul nu înseamnă ceva legat de Green Deal? Și vă întreb acest lucru pentru că noi ne chinuim să construim autostrăzi. Autostrăzile poluează. Calea ferată nu poluează, nu? Dar noi de ce ne axăm și construim mai multe autostrăzi decât cale ferată în PNRR-ul? Pentru că încă suntem în urmă cu câteva zeci de ani la capitolul de dezvoltare infrastructură, pe când Europa de vest se concentrează masiv pe inclusiv pe mijloace de transport alternativ, adică trenul deja la ei nu mai e alternativ și încă se construiesc linii de cale ferată, vorbim deja de ceea ce am numit noi SF-uri în România, ceea ce România încă nu are curaj să privească în viitor. Noi ar trebui să vorbim acum de trenuri de mare viteză, mare viteză însemnând 250 kilometri la oră în sus. Noi încă facem trenul de 160 km. E vorba de o viziune. Mai rău. Dar, iarăși, facem... acest PNRR, îmi cer scuze, dar acest PNRR încă se bazează pe niște proiecte care trebuie să realizate și finalizate până în 2026. Aici e marea problemă. Și atunci,
Cum poți tu să iei un, să fii un visător și să implementezi niște proiecte, nu știu, pe cu levitație magnetică, de exemplu, cu levitație magnetică, în condiții în care tu abia reușești să faci cale ferată de 160 de km la oră sau spre 200 de km la oră? Alin Șerbănescu, în condițiile în care ne chinuim dinainte de 1989, deci pe proiecte de dinainte de 1989 se bazează PNRR-ul, respectiv electrificare în linie de cale ferată Cluj-Oradea. Despre ce vorbim? Păi noi vorbim despre evul mediu, că asta încerc să spun aici. Și apropo de... Să ieșim din evul mediu. Nu, noi încă suntem în evul mediu și nu avem perspectiva de a ieși în evul mediu, pentru că ne învârtim în evul mediu. În evul mediu se punea, că nu se inventase trenul, se punea acces pe drumurile de căruțe. Noi în continuare punem accent pe drumurile de căruțe. Mergem pe rutier. De ce? Pentru că asta dă bine la comunicare. Practic planul ăsta e făcut să gâdile plăcut urechea românului, care nu știe exact cum merge de fapt transportul pe plan mondial și ce e important în transport. Tocmai de aia. Deci băieții au scris, bă, ce le-ar plăcea ăstora să audă? Ia, autostrăzi, băgați nimic, autostrăzi. Dar vorbim de Moldova. În primul rând că nu văd dezvoltare pe calea ferată Moldova. Păi dacă vrei industrie Moldova și să ridici zona, ai nevoie în primul rând de cale ferată, pentru că materiile prime și produsele finite spre port și dinspre port trebuie transportate în cantități mari și cu costuri reduse. Și aia numai calea ferată ți asigură. Noi facem autostradă. E bună autostrada asta, dar nu îți va asigura suport pentru dezvoltare economică reală. Îți va asigura suport pentru noua migrație a forței de muncă. Atât îți oferă, de fapt, acest parțial de acord, dar totuși trebuie să ne gândim faptul că România nu se termină în PNRR. PNRR este doar un pachet fantasmagoric. Domnule Horațiu Buzatu, astăzi sunteți la Craiova, nu? Corectați-mă dacă greșesc. Da. PNRR-ul are vreo legătură azi când vorbim cu Craiova? Foarte puțin, azi. Vă mărturisesc că am folosit funcția Control-F Find Craiova pe toată structura acestui document, pe tot cuprinsul acestui plan de reziliență. Și de câte ori ați găsit numele Craiova? 9 ori. Județul Dolj apare de vreo 2 ori, ci drept în contextul irigațiilor și transportului de electricitate. Și probabil al pensiilor, ca să știm o treabă. Da, fiind Dolguța, deci din de la noi, din oraș, pensiile sunt o chestiune foarte importantă. Însă revenind la chestiunea planului din punctul de vedere al rețelei feroviare. Am în față un document care e public și care vorbește despre necesarul de bani în ceea ce privește infrastructura de cale ferată din România. Vreau să vă spun că cifra este enormă. Este de 60 de miliarde de lei. Comparativ cu suma despre care se vorbește în acest plan de reziliență, ca fiind pusă la dispoziția problemelor imediate din infrastructură, este enormă. Deci suma din plan este de 2,3 miliarde de lei, mai precis 452 de milioane de euro. Adică nici 10%, nu? Planul, da, 10%, nici 5%, vreo 3%, exact. Deci, altfel spus, planul ăsta de reziliență vine să acopere 3 până în 5% din problemele de infrastructură de pe calea ferată. Deci, în momentul în care noi visăm la trenuri de mare viteză, eu vă spun că suntem foarte, foarte departe. Noi avem probleme curente. Și aș vrea iară să vă citesc din același document ce înseamnă aceste probleme curente ca să aveți o dimensiune. Pe majoritatea podurilor și podețelor de cale ferată sunt la scadență de reparații și, în general, fondurile aprobate pentru repararea lor sunt foarte mici, nu ajung nici pe măsă. Mai mult decât atât, nici măcar tunelurile nu sunt în regulă. Ălea câte sunt? Sunt 185 de tuneluri în România, 60 dintre ele sunt la scadență.
cine știe câte urmează să mai vină din spate. Și nu în ultimul rând, haideți să mai vorbim și despre clădirile de exploatare feroviară, cele care deservesc diversele instalații feroviare. Raportul aici este de 340 de clădiri la scadență din totalul de 600. Deci, altfel spus, noi avem probleme la firul ierbii, probleme imediate care trebuie rezolvate și, din păcate, banii aprobați sau banii care vor veni cu acest plan de redresare și reziliență nu acoperă nici pe departe necesitățile. Alin Șervănescu, deci sunt cifre știți cum e care ar trebui să fie cunoscute de toată lumea. Știți cum e planul ăsta de reziliență? E ca și când nouă ne cade casa în cap, n-avem acoperiș, a intrat apă în pereți, a început să se demoleze fundația, dar cumpărăm perdele, vopsea pentru geamuri și covoare și niște ceva tablouri să punem pe pereți, dar nici alea de cine știe ce valoare. În loc să umblăm la fundamentul infrastructurii feroviare, la terasamente, la șine, la tot ce înseamnă infrastructura care ține acest mod de transport în viață, noi vorbim de trenuri pe heliu, de cum să vopsim vagoanele, pe hidrogen. Unde... pe hidrogen. Heliu, m-am gândit la heliu, pentru că dacă le umplu cu heliu, poate încep să plutească și nu mai au nevoie. Dorneanu, scurt, cât la sută din PNRR credeți că se va realiza? Am întrebat și în redacție colegii înainte să vin în emisiune. 50, 60, 80? Eu pot să vă zic pe partea de mai degrabă de transport și în special în infrastructură rutieră. Cât la sută se va realiza? A zice că pe partea de infrastructură rutieră putem vorbi de aproape 90%. Încerc să fiu optimist. Pe partea feroviară a zice că undeva poate mai puțin 75%. Sunteți optimist? Sunt optimist, iar pe partea de metrou v-am spus undeva... Revenim după pauză și veți afla câte vagoane și câte locomotive se vor repara cu banii din PNRR. Pauză! Misiunea domnule noastre, semn din nou în direct, domnul Paul Dorneanu... Planul Național de Redresare și Reziliență, 90% din proiectele pe rutier, asta înseamnă peste 750 de kilometri de autostradă, nu? În 5 ani. Putem vorbi de Ploiești-Pașcani, care da. Cu siguranță tot. Are șanse reale să se termine în următorii 2 ani. Și oamenii care și stau ceva. În Suceava sau în Botoșani sau la Vatra Dornei, ce fac? Vor beneficia și ei de drumuri noi, dar din alte fonduri, nu din PNRR. Pentru că, cum ziceam mai devreme, PNRR-ul nu se termină da, România și banii cu PNRR. Păi mai sunt în continuare fonduri care sunt furnizate de oferite de Uniunea Europeană cu finanțare. Așa cum s-au făcut și până acum, sau mă rog, trebuiau să facă cu acești bani autostrăzi, căi ferate și alte proiecte de infrastructură. Peste 750 de kilometri, garantați, peste 5 ani vă voi întreba, tragem linie și vedem, tragem o linie și vedem ce se întâmplă. Cu siguranță, peste 2 ani de zile vom circula până la Buzău pe autostradă. Deci, eu mă rog... O secundă, domnule... Eu mă rog la Dumnezeu ca Paul să aibă dreptate. Deci, vreau să fiu optimist. Cu toate că rațiunea și experiența anterioară, îmi arată că sunt mici șanse să avem kilometri de autostradă. Nu, să ținem minte emisiunea. Dar încă eu mă doroc la vreau să mai facem. Am și făcut un pariu. Deci, am făcut pariu, emisiunea deci. Drumurile noastre, ați făcut un pariu încă 5 ani să mai dureze cât ești și PNRR-ul. Domnule Horațiu Buzatu, vedeți 750 de kilometri în 5 ani? Citez din rezultatele așteptate, conform documentului, conform planului de reziliență. Sunt cei 432 de kilometri de autostradă despre care am tot vorbit, dar stați puțin, mai sunt și 52 de stații electrice cu 264 de puncte de încărcare. Poate că stațiile electrice se vor putea face. Sunt niște benzinării, noi așa în loc de benzină se va încărca electricitate. Poate că se vor putea face. Dar infrastructura de transport a necesarului de electricitate pentru cele 264 de puncte exact. De încărcare, exact. Eu vă spun din capul locului că este o problemă extrem de dificilă. Da. Merg mai departe, mai e încă un rând interesant, pe lângă cei 400 de kilometri de autostradă. Mai sunt și
țineți-vă bine, 625 de hectare de perdele forestiere liniare de-a lungul autostrăzilor nou construite. E, aici cum zicea domnul ceva mai devreme, păi bă, frate, n-avem acoperiș deasupra casei, dar cumpărăm perdele. Păi noi n-avem autostrăzile, dar vorbim despre perdelele care se vor construi de-a lungul acestor autostrăzi. Păi le punem înainte și după aia trecem prin trele cu autostrada. Paul Dorneanu trebuie să ne explice cum stă treaba cu perdelele. Păi, cum a spus un cuvânt mai devreme, un cuvânt cheie, Green Deal, practic acest PNRR se referă și la ce înseamnă proiecte verzi. Și una dintre condițiile pentru a putea finanța aceste proiecte din acest PNRR a fost tocmai de introducerea de stații electrice, ca oamenii care își vor cumpăra mașini electrice, că încă nu prea avem, să aibă unde încărca și să nu se îngrămădească toți în București la încărcat mașina electrică și să nu mai aibă unde încărca, și să existe și piste de biciclete și alte considerente, inclusiv perdele forestiere. Deci, vezi, Alin Șerbenescu, nu sunt perdele pentru casă. Nu, sunt forestiere. Deci, mie îmi plac, cum să zic eu, am citit de mic Jules Verne, adică îmi plac chestiile astea științifico-fantastice. Dar haideți să trăim în realitate. Pista de bicicletă pe lângă autostradă, păi eu vreau să-l văd eu pe cetățeanul ăla care merge cu bicicleta, stă pe partea la autostrăzii, merge 30 de kilometri sau 10 kilometri. Dar ieri a fost ziua mondială a bicicletei, de ce să nu? Hai, n-ai domne, să fim... Președintele, primarul, stații, ministrul mediului. Stații de încărcare a automobilelor. Stații de încărcare a bicicletei. Și a bicicletei, cu ce? Cu proteine pentru mușchii biciclistului, că nu înțeleg. Așa, stații de încărcare electrice. Domnule, sunt bune, am avut o dezbatere. Puterea.ro a organizat săptămâna trecută o dezbatere cu Transelectrica. Transelectrica exact. E în stare, deci are capacitatea de a duce curentul acolo. Problema este... Mulțumim! Mulțumim Planul Național de Redresare și Reziliență. A doua oră vorbim despre Autoritatea de Reformă Feroviară, SFT și Tarom. Ne revedem de la fix.